Dăruiește, mulțumește, îmbrățișează, împreună voia bună-i tot ce contează. O familie în care suntem bineveniți, o inimă de oameni mulțumiți. O familie în care suntem bineveniți, o inimă de oameni mulțumiți. Dăruiește, mulțumește, îmbrățișează, împreună voia bună-i tot ce contează. O familie în care suntem bineveniți, o inimă de oameni mulțumiți. O familie în care suntem mereu iubiți, o inimă de oameni mulțumiți. Seara, Carmen! Bună seara, Ion! Bine te-am găsit și bine ai venit la Cutiuța cu Surprize a emisiunii Oamenilor Mulțumiți. O să povestesc într-o altă emisiune de unde vine această denumire. Cunoscându-te pe tine, cred că nu mi-e foarte greu să intuiesc de unde vine această denumire. E clar de unde. Văd că ai această apetență să faci în așa fel tot încât oamenii să fie mulțumiți în locul tău, așa că ce altă denumire putea să fie mai bună? Hai să zic doar așa o mică, ca să zic, informație despre această denumire. Cutiuța cu surprize este o mică cutie care circulă la noi în excursii de la un turist la altul. Dar o să povestesc altă dată despre asta, trebuie să am subiecte cât mai multe. Eu mă bucur că ne-am cunoscut și uite, am ajuns să ne împrietenim și să facem și o întâlnire pentru turiștii mei, pentru turiștii tăi, să le mai povestim câte ceva. Că-ți place zona, în primul rând, asta mi se pare, că-ți place foarte tare zona asta, cum îmi place mie să subliniez tot timpul, zona Mușcelui de Nord, care este o zonă cu totul și cu totul aparte. Da, știi de ce îmi place zona? Pentru că îmi plac oamenii de acolo. M-am împrietenit, după cum bine știi, de la început cu Raluca și cu tine și ulterior și cu Ionuț. Automat îmi place și zona pentru că îmi plac oamenii. Și revin de fiată când am posibilitatea, chiar din toate excursiile pe care le-am făcut eu în ultimii ani, cred că cele mai multe sunt făcute la Dâmbovicioara. Păi de asta și spuneam că mi se pare că îți place zona Mușcelui de Nord. Într-adevăr, sunt niște oameni foarte faini și se vede chestia asta în implicarea pe care o au în fiecare activitate pe care o avem împreună. Păi, apropo de asta, mi-aduc aminte de Sfântă Mărie când am fost la voi prima oară. A fost o implicare colectivă a multor oameni. Deci, pensiunile au trimis platouri cu bunătăți. De asemenea, domnul primar a fost și el prezent. Părintele de la Biserica Sfântul Nicolae. Oamenii din sat au venit cu mașini ca să ne ajute să mergem de la autocar la biserică și de la biserică la pensiune și ulterior iar la autocar, ceea ce spune ceva, adică voi sunteți acolo, voi zicând de tine și de Raluca în mod deosebit, că ați fost un lian care ați atras oamenii pe lângă voi și ați făcut, cel puțin cu agenția noastră, un lucru care nu știu dacă mai reușesc să-l fac în altă parte. Doamne ajută că îmi doresc, dar să implici un sat întreg la un eveniment, spune ceva. Să știi că este marele merit al Ralucăi care a reușit să facă acest lucru, chiar cu toată admirația pentru munca ei, pentru că acum încercând să pregătesc la un moment dat o emisiune cu specific, o emisiune de radio cu specific pe turism, am constatat că sunt foarte multe centre de informare care funcționează doar pe hârtie.
și la modul concret nu prea se implică în activități. De cel mai bun caz îți pot pune la dispoziție niște pliante și așa mai departe. Ori centrul de informare turistică de la noi chiar funcționează la modul real. Și Raluca se implică, organizează, trage sforile, adună lumea, ceea ce este foarte bine pentru toată lumea, pentru că în fond și la urma urmei, cred că asta e cea mai mare mulțumire sufletească a noastră, să promovăm lucrurile bune din zonă. Lumea să vadă că există și altceva decât eventual Valea Prahovei și litoralul. Exact cum ai zis, lumea să vadă că există și alte lucruri. Vin în zona activităților tale, zic activităților că știu că ai mai multe, ai o mică pensiune și organizezi tabere pentru copii și cred că și pentru adulți. Tabăra ta se numește Orătia și aș vrea să ne spui mai multe despre lucrul ăsta. Eu am ajuns să-ți văd, ca să zic așa, micul rai de acolo. Mi-a plăcut foarte mult și de-abia aștept să organizăm niște ateliere la tine. Vă aștept cu mare drag. Ea este făcută ca o tabără pentru copii, așa a fost gândită inițial. Să știi că a fost făcută din o sărât dintr-un grajd. Am avut un grajd mare, nu mai aveam, când ne-am mutat noi de la București aici în zonă, nu mai aveam animalele și vreau să mă întâlnesc în continuare cu copiii, să facem tot felul de activități, hai să-i spunem extrașcolare sau extracurriculare, cum este acum denumirea. Ori sufrageria mea de acasă devenise aproape neîncăpătoare, de fiecare dată făceam prăjiturele, un ceai și așa mai departe și atunci... Soțul meu a avut ideea la un moment dat, zice, hai să facem acolo în partea de jos, să facem o sală mai mare unde să poți să te întâlnești cu copii. Deasupra rămăsese un spațiu și tot așa. Și așa, pas cu pas, am făcut această tabără pentru copii gândită inițial, ea așa și este gândită, pentru că sunt camere care au și patru paturi, care nu au toaleta în cameră intenționat gândită așa, copiii să poată socializeze, să se poată duce inclusiv la baie, cum erau taberele pe vremea noastră, că știm toți cum erau. Așa a fost gândită. Sunt și camere de pat matrimonial care are și baie în cameră, dar sunt și cele care sunt destinate cu copiilor. Acum e o poveste lungă ce se întâmplă cu turismul la noi în țară și mai ales în zona rurală, pentru că dincolo de o plimbare și papa, trebuie să mai faci și altceva. Și de aici, îmbinând acest lucru cu neliniștea copiilor care în permanență vor să facă ceva, am creat acele ateliere. Ateliere care pot să fie de gătit undeva afară, ateliere tot ce ține de partea de handmade, cum m-a priceput și eu și am adus și oameni de specialitate care pot să mă fie în sprijin. Sunt foarte multe lucruri de povestit. În ultima perioadă am început să mă pasioneze foarte tare partea de tradiții de cusut și de stesut. Așa că am făcut în buna mea obișnuință, când mă apuc de un lucru, vreau să-l fac temenic, să-l duc la capăt și m-am înscris la Școala Populară de Artă și deci sunt meșter popular, absolvent a Școlii Populare de Artă. Felicitări! Mulțumesc, cu pata la mala la mână, așa că pot să explic tot felul de lucruri și vă aștept la un atelier de cusut să vă povestesc. Știu că eu nu vă povestea la un moment dat de toate însemnele care sunt cu peile de zonă. La fel vă aștept să încercăm să coasem împreună, să vă povestesc despre toate semnele astea, pentru că tot ce ține de ia românească face parte aproape din codul nostru genetic. Eu nu cred că mai există un popor care să își transmită toată frumusețea, toate zbaterile, toate poveștile în veșminte. Este în momentul în care ai intrat în această zonă, cred că sunt ore și ore de povestit din orice și la orice putem scoate o poveste. Cu ce m-am ales în plus este cu o dioptrie în plus la ochelari. Pentru că n-ai ce face, se coase pe pânză foarte, foarte deasă, dar îmi face mare, mare, mare plăcere și acum se apropie zona aceasta de martie, în care putem face mici bijuterii din cusături, sunt multe povești. Hai că eu vorbesc foarte mult, dar spuneai de tabăra Oratia. De ce tabăra Oratia? Pentru că la 200 de metri de
locația unde se desfășoară toate aceste activități, sunt ruinele cetății Orapia, o cetate care a fost mai mult sau mai puțin pusă în valoare. Ea se află pe lista monumentelor istorice. Se pare că există și un scurt studiu de fezabilitate dus acoape spre capăt pentru a fi refăcută, hai să spunem așa. Nu știu dacă eu o să prind cât sunt în viață și refacerea acestei cetăți. Dar măcar merită, când veniți în zonă, să vedeți ce a mai rămas. Sunt doar niște pietre, nu vă așteptați la ceva senzațional, dar face parte din istoria noastră. Adică a fost la vremea respectivă, la an se pare că a fost construită de cavalerii teutoni ca punct de observare undeva în anul 1213 și de acolo istoria a curs, a fost și o vamă între Transilvania și Țara Românească. Este locul în care încă se mai văd pe acel drum pietruit, în piatră se vede săpată urma ecartamentului carelor care făceau tranziția între Transilvania și Țara Românească cu aur, cu sare, cu ce mai făceau la vremea respectivă. Și m-am gândit să creez un, hai să spunem, un brand local. De-aia am ținut foarte mult să tabăra să se numească Orapia, pentru că este aproape de cetatea Orapia. Am avut un ansamblu, în acest moment nu mai este funcțional, pentru că copiii s-au împrăștiat, un ansamblu folcloric, care se numea tot Orapia, care am fost împreună cu ei la televiziunile, hai să spunem, specifice, la Etno TV, la care mai sunt. Am tot fost invitați, inclusiv la TVR, am fost la un moment dat, am fost în spectacole, copiii ajunseseră chiar foarte bine, dar din păcate au cam plecat pe la facultăți, s-au împrăștiat prin lumea asta mare și cât de curând sper să pot să reîncepem activitatea cu ansamblul Radia cu piticii mici care sunt acum, care vin din urmă, că asta e viața, nu o luăm de fiecare dată de la capăt. Se spune că inclusiv artiști celebri au fost în zonă și chiar tabloul Carul de la Orăția lui Grigorescu se pare că ar fi fost pictat în zonă, atâta timp cât Grigorescu are multe din operele lui, Hanul de rucă, Femeie de rucă și așa mai departe, se pare că a fost în această zonă. Deci e posibil ca această poveste să fie reală. Nu avem documente care să spună exact că aici, la Orație, la Orăție, a fost pictat acest tablou, dar ne place să credem acest lucru. Pictat sau nepictat de Grigorescu, această zonă este extraordinar de frumoasă și cu siguranță te așteptăm să revii. O să revin cu siguranță, că tu deja m-ai făcut foarte curioasă cu atelierele tale. Și îmi place foarte mult că voi sunteți un trio fără să vorbiți între voi, tu, Raluca, cu Ionuț. De ce spun asta? Că Ionuț a povestit despre colecția lui IDI și despre modele. Ne-a spus că în funcție de culoare se purta la diverse evenimente, IA respectivă. Și, de exemplu, MOV am reținut că purtau nașele de cununie. Am zic bine? Că tu știi? Da. Așa. Mi-a plăcut și îmi place cum ai început să povestești despre tabăra ta, că ai început de la un grajd. Așa Ionuț povestea că prima lui Ie a găsit-o într-un coteț de cățel și culmea este că nu o rupsese deloc cățelul, deci o protejase fără să știe ce lucru neprețuit este în cotețul lui. Era un câine foarte documentat, probabil, la apare patrimoniul imaterial. Da, dar asta e un lucru foarte fantastic, așa Ionuț, cum a început de la acea ie și a ajuns să aibă o colecție de 100 de ii, care sper cu ocazie anume, adică să venim special pentru a ne povesti despre colecția lui, și să îmbinăm și prezența ta să ne povestești ceea ce este cusut pe ei, că tu o să știi mai bine, mai ales că e specialistă acum, așa,
Și cine știe, poate și coasem și noi ceva, ne arăți un model să învățăm și noi, să zicem că suntem și noi acolo, micii tăi învățători. Cu mare drag vă aștept să încercați să deslușiți tainele astea. Pericolul este că în momentul în care intri în zonă, nu mai poți să te desparți. Îți jur. Deci eu, dacă aș fi știut în urmă cu ceva ani, m-am plimbat în mai multe locuri și n-au căzut, hai să spunem, sub ochi tot felul de minunății, dar nu știam să le apreciez. Ori acum, în momentul în care am intrat mai adânc în poveste, mi se pare fascinant ce se întâmplă. Colecția lui Ionuț Tăi este, Irene, vreau să crede-mă pe cuvânt, eu am văzut cea mai mare parte și sunt niște bijuterii inestimabile, nu se mai coase așa ceva, că nu mai, și când te gândești totuși ce încărcătură culturală, emoțională, poate să aibă o bucată de pânză în fond și la urma urmei, gândește-te că toate măicuțele alea care au cusut ei, alea o făceau la lumina lămpii, n-aveau tot felul de modele scoase pe hârtie, pe foaie de matematică, pe chestii de genul ăsta, care noi astăzi încercăm cât de cât să mergem pe acest traseu ca să copiem, de fapt, deși mai și îmbunătățim uneori. Deci gândește-te, în acea perioadă sunt niște lucruri, are Ionuț câteva piese care sunt demne de cel mai pretențios, ca să zic așa, muzeu. Și mă bucur tare mult că l-ați cunoscut pe Ionuț și este un punct foarte al zonei, eu așa zic. Sunteți toți trei, după părerea mea, și felicitări pentru asta. Mă bucur că am avut șansa să vă cunosc pe toți trei și să colaborăm și sper ca și în viitor să ne aranjeze, Doamne, Doamne, cumva lucrurile și să ne întâlnim cât mai des acolo sau în altă parte, că o prietenie nu trebuie să fie doar acolo, la Dâmbovnicioara. Adică putem și în altă parte. Chiar este o onoare pentru mine să am asemenea colaboratori și, cum spuneai tu, multe centre ar putea să facă, centre turistice de informare, ar putea să facă lucruri de genul ăsta. Eu am mai întâlnit, trebuie să recunosc că, deci am șansa fiind agenție, așa să mergem în multe zone și sunt mai multe centre cu care am interacționat, care promovează zona. Am întâlnit, de exemplu, la marginea, tot așa, un ghid foarte bun de acolo, de la Centrul de Informare, care susține turismul rural și pentru asta este nevoie în mai multe locuri să existe și să activeze oameni de genul ăsta, pentru că promovează zona, tradițiile. Și revenind la ei și la tradiții, cum spunea și Raluca de asemenea, că în urmă cu câțiva ani, oamenii aveau așa o oareșcare jenă să iasă în ei pe stradă. În momentul de față, este, cred că, onoare la oricine să, sau aproape, eu am văzut la turiștii mei, că atunci când propun să ne îmbrăcăm în ei, nu exagerez, toată lumea vine cu ei. Deci, crede-mă, deci este o onoare pentru mine să văd costume vechi. Deci am avut de Sfântă Mărie, când am fost la voi, câteva persoane care au avut costume de peste 100 de ani. Și erau foarte mândre să le poarte. Ceea ce... Da, pentru că oie, gândește-te că la oie care este lucrată bine, poți să lucrezi până la 2 ani de zile. Deci eu știu femei care lucrează, nu așa, care sunt amatoare și au lucrat și câte 2 ani de zile la oie. Deci gândește-te, repet, ce încărcătură sentimentală poate să aibă timp de 2 ani de zile să fii legat de un lucru. Mi se pare senzațional și cine se apucă să lucreze oie pe bune, deci nu cămașă, că este o diferență între ei, aceasta tradițională care trebuie promovată cu atâta ardoare pentru că face parte din patrimoniul nostru cultural și o cămașă făcută pe repede înainte, care este foarte frumoasă, e foarte bine că promovează un model, dar nu este oie. Deci totuși să facem diferența. Din cât marile case de modă, vezi și tu în ultima perioadă, promovează exact modelele noastre. Încă
zilele astea am văzut undeva pe Facebook circulau niște sacouri care erau, zici că erau copiate, dacă nu erau chiar copiate, din macatele alea vechi care le aveam, era macat cu biscuiți, așa îi spuneam noi. Serios, deci astea le-am văzut acum promovate de Gucci, adică despre ce vorbim, și foarte multe personalități chiar de la Hollywood au purtat sau s-au inspirat în hainele lor, în vestimentație din Ia Românească. Sunt multe, multe, multe de discutat, dar este foarte important să promovăm toate tradițiile, să vadă lumea ce avem noi ca natură, care iară este o discuție aproape interminabilă. Este o zonă superbă din toate punctele de vedere. Dacă ai timp și răbdare să vezi de la animale, la faună, la floră, dar de la una la alta, și povestesc că în urmă cu ceva ani am avut un domn, un nene de la București, care era specialist în specialist. Mă rog, știa, cunoștea plantele și a fost la noi asta vreo 2 săptămâni. Și a identificat pe 1 metru pătrat 29 de plante medicinale. Deci pe 1 metru pătrat. Și asta aici, unde spun, povestesc, la tabără orașe în spate, pe coastă. Deci e vorba de ceea ce cosim și dăm la animale. Deci pe 1 metru pătrat 29 de plante medicinale. Ori de aici pot să merg mai departe. De ce este atât de cunoscută brânza de rucăr de zona asta? Pentru că animalele mănâncă plante medicinale, nu? Deci putem și așa să-i spunem. De-aia are gustul ăla bun, de-aia e așa de sănătoasă. Și acum am intrat într-un alt domeniu, tradițiile culinare ale zonei. Adică cum să nu fii aici să mănânci ceva bun, nu? Păi o să ținem secret asta și chiar o să vorbim după emisiune. Aș vrea evenimentul pe care l-am programat de 1 iunie să-l facem împreună cu tine, să descoperim din plantele din zonă, animalele din zonă și, bineînțeles, să facem o mică demonstrație de artă culinară. Deci vorbim. Deci, uite, da. Deci cu cât vorbesc cu voi, cu atâta mă atrageți iar să vin în zona Dâmbovicioara. Eu cred că mă mut acolo. Te așteptăm, mai găsim noi un loc de casă, un petec de pământ, să te punem să-ți faci casa aici, în zonă. Da, adevărul că este foarte bun aerul de acolo, aer curat, și e bine să stăm cât mai mult în natură. Puțin pot să zic că este o mică, nu invidie, așa vă admir că voi puteți să ieșiți oricând pe munte, că este aproape lângă voi. Și deschidem geamul doar. Cum? Deschidem geamul doar. Extraordinar! Noi aici deschidem geamul și vedem clădiri. Că tot spuneai de aerul curat de munte, se știe foarte bine că în perioada interbelică, Câmpul Lungu, care este la 28 de kilometri de locul ăsta, a fost comparat aerul cu aerul de la Davos, din Elveția. Ori s-au dus multe tratative la vremea respectivă pentru să facem niște sanatorii în zonă. Bineînțeles, așa cum sunt mușcelenii mai înfipți, mai așa, n-au fost de acord, precum bine știi, nu știu dacă ai fost în Câmpul Lung, apropo de mușceleni și de cât țin ei la pământul lor, Carol a dorit să-și facă reședința, deci așa zis upele, și inițial a vrut să fie construit la Câmpul Lung. Ori moșnenii a vrut să cumpere pământ, moșnenii n-au fost de acord să-i vândă regelui Carol pământul de aici, și atunci regele Carol s-a supărat, ca să zic așa, și s-a ambiționat și a fondat prima școală românească de învățători de țară, actualul Colegiul Național Pedagogic Carol I. Îți recomand din tot sufletul, dacă ajungi în zonă, să încerci să faci o vizită, să vezi cum arată acest colegiu acum. Este de nivelul Peleșului ca atestare, dacă vrei, ca monument. Arată absolut superb și sunt foarte multe locuri, că tot vorbeam de istorie și tradiții, pe care merită să le vedeți în zonă.
în zona noastră rurală, dar avem un pic și de oraș, dacă vrei, în zonă, Câmpul Lungu, care are iară o zonă extraordinară, de la Crucile Votive până la Bărăție și multe altele. Deci ar merita să faci o excursie doar pe Câmpul Lung, ca să vezi câte lucruri extraordinare vei găsi în așa zisa prima capitală a țării românești. Am spus așa zisa pentru că există și aici niște controverse intense ale istoricilor, dacă e sau nu e prima capitală a țării românești sau prima reședință domnească. Iar o diferență de nuanță. Deci cred că cu tine aș avea o groază de subiecte de discutat și aș sta așa de mișcată și te aș asculta. Ești extraordinară și minunată. Mulțumesc mult de tot că ți-ai făcut timp să te întâlnești cu oameni mulțumiți, cu grupul meu de prieteni cu care călătoresc și poate și viitori alți turiști. Datorită faptului că ne povestiți atâtea lucruri frumoase, atragem oamenii și să vină cu noi în agenție să călătorească și de asemenea să vină și pe cont propriu să descopere minunățiile de acolo. Mulțumesc mult de tot, Carmen! Mare drag, îmi face plăcere să stau de vorbă cu oameni deosebiți cum ești tu și cum spuneam chiar la începutul discuției noastre, nu mă mir că agenția ta se numește Oameni Mulțumiți, pentru că atât cât te cunosc eu pe tine, repet, faci tot posibilul ca oamenii să se simtă împliniți, mulțumiți și chiar vorba ta, dacă te duci într-un loc și stai 10 minute, un sfert de oră, măcar să stihnească, adică nu atât cantitatea, ci calitatea, cred că este. Și aici calitatea oamenilor este un punct foarte care ar trebui să-l avem toți vis-a-vis de cei care ne înconjurăm. Ori tu faci parte din oamenii ăștia și ne bucurăm și te așteptăm pe tine și oamenii dragi de lângă tine, pentru că am văzut că mulți au devenit prieteni, să vină să cunoască Mușcelul de Nord. Este o zonă extraordinară. Eu, timișoreancă, fiind via București, m-am mutat aici și multă lume spune despre mine că sunt mai mușceleancă decât mușcelenii născuți aici. Și asta pentru că există o energie aparte a locului pe care vă invit din tot sufletul să o simțiți și voi. Tu chiar crezi că noi n-am simțit-o? Am simțit-o din plin! Deci la câtă așa energie și bunătate dați prin prezența voastră, revin, sunteți parcă voi trei, pentru că pe voi v-am cunoscut, sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni extraordinari și că există multe minunății acolo în zonă și încet, încet o să descoper și oamenii și locurile de acolo și frumusețile și de-abia aștept atelierele tale. Deci, cu drag, ne revedem anul ăsta împreună cu oameni mulțumiți. Te îmbrățișez. Și eu, mulțumesc. Vă aștept. E bine vântul? Ce sentiment minunat să te ridici după ce ai așteptat îndelung o pală bună.
spui că viața toată e un zbor. Cât este soarele sus, nu pierde timpul zadar. Trăiește-ți visul zburând și ai compus-o tu. Băi, omule, permite. No. Stare. Ai ce mișto.